Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună ziua părinți, bună ziua copii Sunt Mirela Retegan și împreună cu Gașpar Gheorghi Vă invităm la o nouă ediție Antrenorul părinților Bună dimineața Mirela, ce bucurie să ne reauzim din nou Și când te gândești că vine 1 iunie? Ah, mai e foarte, foarte puțin Ce face Gheorghi? muncește Giorico de 1 iunie oh, se, copilul meu interior se întâlnește cu alți copii interior și vom petrece în cabinetul meu uite, va trebui să-mi promiți că Așa. de acum da. că îi, îl lași liber anul de -iunie. viitor de -iunie, bine, 1 iunie bine. da. da, da. Iurii promit, trebuie să promit, rămână liber promit, de 1 iunie 1 iunie este uh, o zi foarte importantă pentru mine mm -hmm. pentru că e ca revelionul <laughs> pentru ceilalți artiști, la da, noi da. la Zurli 1 iunie era Revelionul nostru este uh, un motiv de bucurie și de obicei de 1 iunie venim cu un spectacol nou. Mm. Anul acesta am ales ca temă prietenia. Prietenia. Iar astăzi vreau să vorbim despre prietenie. Acolo în spectacolul de la Sala Palatului, care o să fie pe 1 iunie, în București... Uh, uh, Gașca Zurli trebuie să câștige niște brățări ale prieteniei mm. Pentru că prietenia este cea mai frumoasă bijuterie pe care poate să o parte un om. Îmi place Lu această metaforă. Lulu chiar crede că vorbim despre niște bijuterii adevărate, prețioase și Turavura uh, fură aceste bijuterii uh, crezând că ele pot fi valorificate în bani și în acest spectacol noi învățăm de fapt de ce este o bijuterie prietenia, cum se câștigă și cum se, se păstrează. Foarte frumoasă tema. În timp ce vorbeam și imaginam ziua de joi, joi 1 iunie, da. dacă bine rețin, o sală plină de părinți, de copii, energia bună pe scenă. Yeah. I-am chemat pe părinți și pe copii să vină costumați în pirați, pentru că Gașca Zului se duce să învețe puterea prieteniei la o școală unde uniforma e uniformă de pirat, mm. ca să ne jucăm și să nu ne luăm în serios. Deci din vor că... fi mii de părinți și de copii Sper... care vin costumați. Sper, costumați în pirați sau în ce vor ei să se costumeze. O să avem pe scenă un artist din Chișinău care are școala Cirque de Soleil și care e o combinație foarte drăguță de entertainer cu clown, cu jongler, cu venim așa cu o abordare nouă și o să fie acolo toate personajele, toate mascotele, o bucurie. De un adevărat festival. festival. Hai să vedem din punct de vedere uh, psihologic. Ce este prietenia? Aș, aș folosi și o metaforă că m-ai inspirat cu brățara. Aș spune că e un dar frumos pe care Dumnezeu ni l-a lăsat ca noi să putem să ne bucurăm mai mult de viață și să nu ne simțim atât de singuri în momentele în care e greu și problemele se abată asupra noastră. Cred că prietenia e acea ușă pe care o deschidem când ne bucurăm și vrem să sărbătorim ceva, să celebrăm ceva, dar și atunci când simțim că e prea greu să ducem singuri dificultățile, provocările, și atunci căutăm alinare, căutăm un umăr pe care să ne descărcăm, căutăm poate o persoană care să ne spună că suntem suficienți chiar dacă nu suntem perfecți, și prietenii, spre deosebire de părinți, spre deosebire de partenerii de viață, sunt de regulă oameni pe care i alegem pentru că avem valori comune. În calitate de terapeut de cuplu vin partenerii și îmi spun Gașpar, mă deranjează că partenerul meu nu are aceleași valori cu mine și bla 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 și îi spun da pentru că prietenii au aceleași valori cu noi. Partenerii sunt diferiți față de noi. Partenerii ne oferă posibilitatea de a crește, de a ne dezvolta, de a fi mai mult decât am fost de ne până în momentul respectiv. Exact, exact, exact. De aceea e bine ca fiecare dintre noi să avem cel puțin o mână de oameni pe care să-i numim prieteni, care să nu fie părinții, să nu fie copii, să nu fie partenerul. Sigur că e minunat dacă și partenerul se regăsește în cei 4-5 oameni care ne sunt și prieteni, dar nu, nu, cred că e benefic să trăim fără să avem relații de prietenie și cu cât îi încurajăm pe copii mai repede, cu atât o să fie mai norocoși și de ce? Pentru că un prieten în clasă te ajută să faci față mai bine bullying -ului. Te ajută să te motivezi pentru a învăța Te ajută să faci fața anxietății sociale Când vine vorba de a merge într-o excursie E un motiv pentru care vrei să te duci la școală, la școală. și la grădiniță da, Ca da, să te da. întâlnești exact, cu el Exact, exact E persoana spre care te uiți în momentul în care ai nevoie de ceva Sau atunci când nu găsești ceva Sunt contactele noastre de siguranță Prietenii Care e cel mai vechi prieten al tău? Oh, cel mai... Până te gândești tu o să așa, spun eu așa. că cea mai veche prietena mea este fosta mea colegă de bancă din liceu. Uh -huh. Și suntem prietene de 35 oh, oh, de ani oh, oh. Și uh, era în sală, în rândul 3 la conferință uh, La conferința de la Cluj De la Cluj, vedeam doi oameni, mm. vedeam pe mama și vedeam pe ea Camelia Mureșan, Camelia Claudia Corina Mureșan Și țin, uh. știi, cum se zicea la, da, la, școală, cum de, da, da. la școală Eu eram retegan, mi-era la Sanda Și ea era Mureșan, Camelia Claudia Corina Și bine, ea era cea mai mare fată dintr-o familie cu patru fete mm -hmm. Eu mă gândeam că i-au pus ei toate numele, dar toate au multe nume, fiecare dintre ele. Ea e cea mai veche prietenă. Ce mea. frumos, ce frumos. Primul lucru care mi-a venit în minte și când ai întrebat și rămâne ideea asta, așa cum că te-am ascultat, e, e sora mea. Avem dincolo de relația asta de fratrie Avem și o relație de, de prietenie În care avem multă grijă unul de, unul de celălalt Și sper să fie și cea mai lungă Adică care să dureze toată viața noastră aici pe, pe pământ Această relație de, de prietenie Și în afara surorii tale, cum îți alegeai prietenii? În școala generală și în liceu nu prea am avut prieteni Am fost genul de copil destul de singuratic, de, de retras ce? Așa aș putea găsi multe explicații. Mediu familială nu există această libertate, mai ales în perioada de școlaritate mică, să ne aducem prieteni acasă sau colegi și e greu să formezi o relație de prietenie cu cineva dacă nu ți se oferă contextul potrivit, doar la școală nu e suficient. După aceea, în liceu, cred că toate provocările tipice adolescenței m-au făcut să evit să mă apropii prea mult de semenii mei, deși în ultimii doi ani de liceu mi se pare că m-am descurcat Suficient de, de bine. Iar acum, de când pot spune că sunt adult, îi aleg în funcție de ce îmi spune inima. Îi aleg în funcție de viziunile comune, în funcție de pasiuni comune, Drept urmă, mare, mare parte din prietenii mei sunt oamenii cu care lucrez, apropo de relația noastră, fie la radio, fie în, în cadrul paginii de, de psihologie. Și îndrăznesc a spune că mare parte din colegii mei de echipă îmi sunt și prietenii. Și mi se pare foarte interesant că în acest punct al vieții nu devii prieten pentru că lucrezi împreună, ci începi să lucrezi pentru exact, că te exact, ai simți exact, potențialul da, de prietenie da, 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 și de da, încredere. Da. Um, mi se pare foarte uh, interesant așa să ne ducem în urmă și să încerc să-mi imaginez cum îmi alegeam prietenii și în timp ce tu povesteai că nu prea vrei prieteni și pentru că la voi acasă, uhum. nu există acest obicei. Îmi aminteam de familia noastră, de italien ca să nu zic romi, <laughs> e ca la cort eram <laughs> eu, eu cred că nici, e impropriu să spun că stăteam într-un cartier de 5 blocuri, cred că stăteam într-un cartier de 500 de corturi, <laughs> <laughs> pentru că se intra dintr-o casă în alta, dintr-o bucătărie în alta, toată lumea era cu toată lumea eram uh, Drept, extrem. Dreptul mare mama ta și venit cu o prietenă bună exact, la conferință. Exact, și merg tot timpul împreună și în continuare sunt la fel de, de deschiși și eu nici nu mi-am dat seama când mi-am făcut prieteni pentru mm -hmm. că erau... La pachet cu ceea ce, ce trăiam. Eu am avut parte de o copilărie foarte colorată, mm -hmm. cu foarte mulți mm -hmm. oameni în jurul meu, și părinții mei fiind niște oameni foarte deschiși din acest punct de vedere. Mm -hmm. Mama a avut tot timpul tatăl, a avut prietenii lui Tovară și lui adevărat și uh, ținea foarte tare la ei, cu care juca remi și mergea la fotbal și făceau lucruri împreună, fotbal vizionare mm -hmm. de mm -hmm. fotbal, de meciuri. Iar mama avea prietenele ei cu care făceau lucruri casnice, coseau, se întâlneau, hmm. povesteau, beau cafele. Țin minte că la un moment dat mama stătea cu tanti Joco și beau cafea vecina noastră și beau cafea în bucătărie, iar eu cu Gobi, aha, Gobiții, aha. eram sub masa din bucătărie și cât au băut ele două cafea, eu am tuns-o pe Gobi. <laughs> Pe, câș... Pe când au verificat Ai ce făceam I-am da, făcut frumoasă. un breton Mă ține minte de Tanti Joco Pentru tot restul vieții da foarte drăguț. Ce frumos! În timp ce te ascultam, am realizat că, de fapt, iar modelele pe care le primim în familia de origine contează atât de mult. La noi, în familie, prietenii, în special la familia din partea mamei, mă refer, prietenii erau considerați periculoși și n-am înțeles foarte mult timp de unde această proiecție negativă asupra prietenilor. Tata, el avea mai mulți prieteni, dar cumva mama mai vedea prieteni de băutură și avea impresia că îl duc pe tata într-o direcție nepotrivită și abia undeva în timpul facultății cred, mi-a povestit bunica, mama mamei de unde această neîncredere a ei în relațiile de prietenie și povestea e reprezentată de faptul că undeva în adolescența bunicii a iubit un bărbat care i-a fost foarte aproape de suflet și prietena ei cea mai bună el a luat. exact el a luat bunica nu prea știu ce să facă cum să treacă peste această experiență extrem de dureroasă drept urmare din momentul respectiv i a spus că pentru ea nu mai există prieteni în această viață, mesaj pe care l-a transmis și copiilor ei, mama fiind unul dintre copiii ei a dus mai departe acest mesaj, dar din fericire noi nepoții am reușit să transformăm lucrurile și mama cu mare prietene, mama care în copilăria mea nu prea a avut prietene, acum îmi povestește că merge și se vede cu X cu Y, nu-i spune bunicii de fiecare dată că merge să se vadă cu prietenele ei, bunica încă are acolo niște răni emoționale dar e, e foarte interesant cum ducem mai departe Ui, bagajele vei, părinților. Pentru că mama s-a măritat cu tata printr-o înțelegere a părinților mm -hmm. lor mama mm -hmm. nu a fost îndrăgostită, ei nu s-au îndrăgostit. Părinții, tații părinților mei, bunicii mei au decis, au decis că ăștia doi s-ar potrivi și s-au căsătorit s -au trebuie să auzi pe mama povestind despre <laughs> aceasta este, este adorabilă delicioasă și pentru că ea n-a avut o relație pasională și uh, emoțională foarte puternică cu tata a avut grijă să se conjoare de prieteni, să fie tot timpul casa plină. Eu am preluat asta și acum hmm. în timp ce tu povesteai mi-am dat seama că eu n-am fost niciodată singură în vacanță cu un bărbat mm -hmm. până de curând. Mm -hmm. Pentru că tot timpul simțeam nevoia să am backup. Da. Să fie prieteni cu mine. Hmm. Doamne. Și sunt fericomins că în aceste momente și ascultătorii noștri se gândesc. Exact, recunosc diferite că tipare, de moșteniri. Da, da. Noi, de fapt, de asta facem ceea ce facem aici. Ne amintim noi ca să îi ajutăm să-și da. amintească și ei și să realizeze, de fapt, ce modele oferă copiilor lor. Exact, și că nu ne-am născut așa cum suntem noi în prezent Suntem un cumul al uh, mesajelor, al comportamentelor, al modelelor din familie, din școală E, e foarte important să Când știm asta Când era foarte mică, eu aveam uh, o gașcă de prietene, Margaretele Margaretele Margaretele, Aha. da uh, Eu foloseam tot timpul expresia asta Hai, Margareto, vino, Margareto, du te Margareto Și am rămas Margaretele La un moment dat eram chiar pensiunea cu cele șase Margaretele și uh, suntem prietene de peste 20 de ani și ele toate erau mătușile ei când ea era mică eu eram singura care am avut copii și din fericire pentru Maia una îi aducea poșete, alta îi făcea rost de nu știu ce, alta a învățat-o cum să facă baie în petale de trandafir. Ina o ducea la Habarnam, la Teatru la Odeon, a fost un copil foarte norocos uh -huh. pentru că a profitat de foarte multe lucruri pe care le-a învățat de la prietenele mele, și din fericire, noi păstrăm această relație în continuare, chiar dacă nu mai avem atât de mult timp, nu mai rezonăm atât de puternic, și fiecare și-a urmat drumul uh -huh. ei. Dar avem grijă să păstrăm povestea asta și acum pe 10 iunie o să vină Dona care locuiește în LA și sperăm să ajungă și Moni care locuiește în Scoția și Crina care locuiește în Canada și se să reunesc ne reunim, margaretele Să reunesc margaretele. Da, mi se pare foarte frumos. Și astea sunt relații pe care le-am construit în, în momentele în care... Nu aveam pe nimeni uh -huh. în București și îmi căutam puncte de sprijin și. Pe ele le-am găsit. Ele au reprezentat baza ta de siguranță. Plasa Atunci, da. Pe care da. Putut Acum sunt baza. motivul meu de bucurie. Da. Atunci a fost plasa mea de siguranță. Și Iar... asta cred că e atât de important să înțeleagă părinții, mai ales acei părinți care trăiesc cu această neîncredere, cum a fost neîncrederea bunicii mele, că fiecare copil, indiferent de vârstă, are nevoie de prieteni, are nevoie de semeni care să-l înțeleagă, pentru că, într-un fel, mă înțelege tata care are 50 de ani, și, în alt fel, mă înțelege colegul meu de clasă care are. 12 ani, la fel ca mine? O să vorbim puțin mai târziu despre uh, afinități uh -huh. și despre lucrurile pe care le căutăm la prieteni și despre cum se împrietenesc copiii noștri cu alți copii și de ce aleg să se împrietănesc cu acei copii cu care se împrietănesc o să ne spui tu din experiența ta de cabinet și o să povestesc și eu din experiența pe care o am din spectacole și din uh, interacțiuni. Eu aș putea spune că tu ești unul dintre cei mai prietenoși oameni pe care eu îi cunosc. Ai o capacitate de a te conecta cu toată lumea, de a interacționa cu toată lumea cum, cum rar îmi e dat să văd. În și special străinii mi se pare că au această atitudine atât de prietenoasă. Mai îmi spune că sunt ca o americană. Exact, are sens, da, deci, da. da. Maya, mama, mama Maya zice tot timpul, <laughs> mama, tu vorbești, tu parcă ești american, că așa, intri foarte repede și oamenii spun lucruri pe care nu le-au spus uh, nimănui altcuiva mm -hmm. sau se deschid mm -hmm. într-un fel. Am această capacitate și o fac cu toată bucuria să știi și uh, dau voie oamenilor să vină spre mine. Și nu mă tem să fiu uh -huh. vulnerabilă, și nu mă tem că o să mă rănească. Am credința că o să rămână lângă mine și cu mine cine trebuie să rămână, și cine nu, o să plece mai departe și o să-și vadă de viețile lor. Dar eu nu o să regret că n-am dat o șansă acelui om să mă cunoască și să-l descopăr. Hmm. Și a, sunt uh, unul dintre oamenii din tot ce cunosc. Chiar și eu, cu foarte mulți prieteni da, da, așa Și prieteni apare. buni Prieteni adevărați Deci eu dacă aș vrea să nu fac nimic un an de zile mm -hmm. Aș putea să mă duc să locuiesc să la toți prietenii Și să locuiesc tăi. la ei Fără să ajung să-i epuizez Să, să plec Ducându-mi dorul Atât de mult sunt în toată lumea Și mm -hmm. sunt foarte bucuroasă Dar știi cum fac, Gașpar? Cum anume? Atunci când sunt cu tine, așa eu am. sunt cu tine Aha. Eu mă conectez cu tine, cu relația dintre noi, că tu m-ai învățat da. să văd relația dintre noi și mă gândesc cu ce alimentez relația dintre noi. Și relația dintre noi, eu nu alimentez cu alte relații ale mele. Hmm. Eu nu alimentez cu probleme cu care vin din alte relații sau cu nevoile altor oameni. E strict despre noi doi și despre ceea ce eu pot să-ți ofer ție și tu poți să-mi oferi mie și noi putem să construim împreună pe ce avem unul pentru celălalt și unul despre celălalt. Și asta e atât de important apropo de a păstra relații de prietenie pe termen lung să folosim energia pentru a crește acea relație Nu pentru a-i bârfi pe alții Nu pentru a ne plânge de alții Nu pentru a-i uh, uh, dezumaniza pe Bine, alții Că deseori de, se întâmplă asta de la, asta. la tine noi am învățat și despre bârfa albă Că am reținut-o mm, Sigur, sigur, sigur Nu e un obicei pe care noi îl practicăm De fiecare dată nu când ne energie. vedem da, da. Nu punem energie Nu e o prioritate în, în relația noastră no printre altele ca la momentele de publicitate. E un da. film întreg artistic și mai avem și niște momente mm -hmm. de publicitate mm -hmm. în care distragem atenția de la lucrurile care ne preocupă. Și de regulă întâlnirile noastre, apropo de ce ai povestit într-o ediție anterioară, sunt încep cu îmbrățișară? Cu contact vizual, cu bucurie, cu energie Și asta e foarte important să... Întâlnirile noastre încep de seara Când eu mă pregătesc Că a doua zi mă întâlnesc cu Gașpar Și mă bucur pentru că știu că ne întâlnim Da, da foarte frumos și, și să le spunem ascultătorilor că avem grijă să ne întâlnim suficient de rar Încât să rămână o bucurie întâlnire și aici e o capcană, știi? Da, da nu suntem genul de prieteni care să vorbească zi de zi adevărat, dar potrivă, nici nu trece o lună fără să vorbim. Uneori abia îndrăznesc să-i dau un mesaj. Bine, eu zic că în relația noastră tu ești la dificil. Ceea ce pot să înțeleg, mi asum, da, da, are sens. Nu că are sens, ăsta e adevărul. Și eu spun că relația noastră, eu sunt cel care trebuie să pună limite. Da, da, eu nu ți-am ce cerut asta. <laughs> La mine cerul e limita, Gașpar! <laughs> gașpar, înainte să închidem această da. primă parte, să știi că am o provocare pentru tine. E o campanie foarte drăguță care are legătură cu durerile de cap ale copiilor. S-au făcut niște studii și în aceste studii concluzia este că 57% dintre copii experimentează dureri de cap, cel puțin lunar. Campania educațională Tărâmul fermecat al durerilor de cap, derulată de Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie și Asociația din Grijă pentru Copii, Încearcă să descopere cum am putea noi să-i ajutăm pe copiii care invocă aceste dureri de cap, de ce apar ele și cum ar trebui părinții să se poziționeze. E bine să luăm în serios durerile copiilor? Cred că e foarte important să nu minimizăm, să nu negăm, să nu trecem cu vederea peste disconfortul psihologic, emoțional, fizic pe care copiii îl au. Și adevărat că aici, la noi românii, există. Acest mit care ne spune că adulții se plâng de dureri de cap atunci când nu vor să facă ceva, atunci când nu vor să se implice într-un anumit comportament, și avem tendința de a citi durerile de cap ale copiilor cu aceeași îndoială, cu aceleași semne de întrebare, pe când, apropo de acest studiu, într-adevăr, copilașii nu pot gestiona singuri provocările vieții și atunci au nevoie de ajutorul nostru. Iar dacă noi nu suntem dispuși să le ascultăm plângerile, să le Validăm emoțiile, să-i încurajăm să-și pună emoțiile în cuvinte, vor începe să somatizeze. În cabinetul meu întâlnesc foarte multe familii în care părinții vin și vorbesc despre anxietățile copiilor, despre faptul că ei nu înțeleg cum anume unui copil este teamă să adreseze o întrebare sau să ridice mâna, pentru că ei, în calitate de adulți, sunt foarte curajoși și foarte puternici. Atunci avem nevoie să coborâm la nivelul copilului, exact așa cum ne înveți și tu, și să vedem lumea din perspectiva copilului prin ochii copilului. Ce le spui părinților care se panichează în momentul în care un copil se plânge de durere de cap? Le spun că fiecare copil are nevoie să găsească în părinte o resursă și părintele este încurajat în momentul respectiv să respire să inspire adânc ca să-și liniștească un pic sistemul nervos și eventual să ceară ajutorul medicului de familie să caute un psiholog, să caute un consilier. Dacă nu găsesc soluții singuri, există posibilități de a primi ajutor din partea celor din jur. Uite, studiul spune că principalele cauze ale durerilor de cap identificate de părinți în folosirea ecranelor și supra-solicitarea școlară. Da, da, da. E, e o realitate. Petrecem foarte mult timp în fața ecranelor, în calitate de adulți, în calitate de copii. Uneori părinții sunt liniștiți când copilul e în fața ecranului pentru că văd în tabletă un soi de bonă electronică, însă, din păcate, ființa umană are nevoie de conectare reală și în momentul în care am petrecut o cantitate mare de timp în fața ecranului, după aceea deja apar costurile, apar efectele adverse și de asemenea important de știut că presiunea pe care o punem pentru note, pentru rezultate, pentru evaluări și așa mai departe, e o cauză importantă a somatizării. Mulțumesc, Cașpar! Cașpar, ne-am întors să vorbim despre prietenie Yay! pentru că de 1 iunie prietenia este da. la loc de frunte. Spectacolul nostru de la Sala Palatului este despre prietenie. Noi suntem prieteni și iubim această stare. Și ascultătorii stare. sunt prietenii noștri. Exact. Care ne primesc în familiile lor duminică de duminică. Și asta m-a mai întrebat în ediția trecută ce mi-a plăcut la conferința de la Cluj. Și mi-a plăcut atât de mult când au venit părinții și au spus că duminica sunt fie în mașină, fie dacă nu reușesc să ne asculte la radio, ne urmăresc pe Spotify în timp ce calcă, în timp ce gătesc, în timp ce. Fac fac. Exact, exact. Asta m-a bucurat atât de mult. Da, nici nu am crezut că atât de mulți oameni ascultă și pentru atât de mulți oameni contează ceea ce facem noi aici. Gașpar mulțumesc. În primul rând, că ești prietenul meu, și în al doilea rând, că mă ajut să înțeleg mai bine lucruri pe care altfel le-aș înțelege mai greu. <laughs> Am fost deșteaptă da? aici, ai, da, 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 ai da? Da, da, da. Apreciez. Trebuie să par și eu Apreciez, din când da, că da, că da, vă da. joc numai rolul celor care nu înțelege, nu cunoaște. Mi-a mi zis o doamnă, foarte bine intrați în rolul vocii părinților care nu știu ce au de făcut. Ce bine că unii își dau seama de asta. Alții chiar cred că eu sunt așa. Tân! Deci, Cașpar, cum facem noi... Să îi ajutăm pe copiii noștri să uh, lege relații frumoase, sănătoase de prietenie. Depinde foarte mult de vârsta copilului, însă, înainte de toate, cred că e important să știm că pentru ca al nostru copilaj să se bucure cu adevărat de viață, are nevoie de prieteni. Cu cât are mai multe relații pe care să se, în care să se încreadă, pe care să se bazeze, cu atât o să-i fie mai de bine. De prieteni copii sau de prieteni oameni mari? Eu aș spune că are nevoie de prieteni de aceeași vârstă. Eu are cunosc nevoie... foarte multe familii în care un copil hrănește nevoia de prietenie pentru 5-6 adulți. Ceea ce, ceea ce nu e, nu e bine. Există în psihologie acest concept despre care eu am început să vorbesc în România, așa anume incestul emoțional, de regulă. Părinții uh, fac o chimare atunci când aud de acest concept, uh, pentru că seamănă din punct de vedere tehnic cumva cu, cu incestul sexual, dar uh, e diferit, însă e la fel nenorociv din punctul meu de vedere. Incestul emoțional apare în momentul în care eu, în calitate de părinte, uit despre ce este relația dintre mine și copil și pun nevoile mele, dorințele mele, problemele mele, dificultățile mele în cărca copilului. Îmi pun toată iubirea? În toată iubirea, toată, toată fericirea, toată nevoia de a mă simți exact, iubită și exact. de a oferi iubire, îmi pun toată nevoia de a mă juca și de a mă distra în uh, copil, îmi pun toată nevoia de a fi înțeleasă și apreciată și susținută de copil, îmi pun toată nevoia de a petrece timpul cu cineva în copilul meu. Și o formă de a exploata copilul. E o formă de abuz uh, emoțional în momentul respectiv. Deci e nevoie să încurajăm copilul să aibă prieteni de aceeași vârstă, să ne reamintim din nou și din nou că relația părinte-copil nu este o relație de prietenie și de ce? Pentru că într-o relație de prietenie există reciprocitate. În relația părinte-copil, părintele are foarte multe responsabilități, are foarte multe lucruri de făcut pentru starea de bine a copilului și copilul nu ar trebui să facă prea multe lucruri pentru starea de bine a părintelui. În schimb, într-o relație de prietenie, eu mă implic în comportamente ca ție să-ți fie bine și tu te implici în care mie se mi-aducă starea de deci bucurie. Deci e important copiii noștri să aibă prieteni copii. Exact, să aibă prieteni copii. E bine să aibă prieteni... Și dacă nouă nu ne place de părinții lui copilul care e prieten cu copilul meu? Acum, dacă nu-mi place de unul dintre... Dacă nu, nu simpatizez părinții, unuia dintre prietenii copilului meu e ok. Important e să-mi pun semne de întrebare în momentul în care nu-mi place niciun părinte. Pentru că există și astfel de situații Serios? când am o tendință de a fi mult prea absorbit de propria persoană și să resping toți adulții din jur. Acolo deja e nevoie să vorbesc poate cu un, un specialist. <laughs> Deci, să fie prieteni de aceeași vârstă, și, în măsura în care se poate mirela, e foarte important să fie copii care să răspundă nevoii de proximitate fizică. Okay. Deci, dacă prietenii copilului meu exact locuiesc în altă țară, e minunat, dar nu e suficient. Copilul meu are nevoie să se vadă cât mai des. Cu Că ținem prietenii. pe tabletă. Să se vadă video cu prietenii de departe. Și asta e drăguț, dacă am experiența unui nu e aceeași... că Tocmai am aflat da, că au dureri da, de cap. Da, nu, e, nu e aceeași experiență cu cea fizică. Deci să încurajăm să se împrietenească cu copiii de la grădini, cu copiii de la școală, cu vecinii din uh, cartierul în care noi locuim uh, și să le permitem să descopere regulile prieteniei. Pentru că prietenia nu funcționează perfect din prima. Okay. Prietenia vine cu momente dificile, cu momente de trădare, cu momente în care atât de des aud. Uite, chiar, chiar de curând mi-a povestit cineva în cabinet că nu va uita niciodată replica pe care i-a spus-o prietena ei cea mai bună de la grădiniță E o femeie care are acum în jur de 40 de ani. Prietena ei de la grădiniță i-a spus: Nu mai sunt prietena ta pentru că de asta sunt cea mai bună prietena lui XY. Clienta mea știa inclusiv numele. Celelalte fetițe. Deci cum va rămân aceste Așa urme. Așa m-a marcat pe mine momentul de la grădiniță când două fete prietene uh -huh. căutau a treia prietenă, s-au oprit în fața mea. Eu și acum simt cum îmi bate repede inimioara și sper că eu voi fi cea aleasă și s-au uitat în ochii mei, mi-au arătat cu degetul și au zis asta nu și <sus> plecăm mai departe. Da, 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 asta face parte din a învăța să fim prieteni. Dar ghici ce? Am construit un fenomen <laughs> ca să am cei mai mulți prieteni din lume. Da, da, da. Și Eu cred că are de momente... legătură cu ce Are, am cu trăit siguranță. Atunci. Absolut totul e interconectat. Și în astfel de momente vine dacă e relația suficient de safe și de sigură, vine copilul copilașul la părinte și îi spune, mama, uite ce mi s-a întâmplat, tata, uite ce mi s-a întâmplat. Ce astea scot eu din vezi, cap. Vezi și asta e, pentru că dacă ăsta e mesajul, nu ajutăm copilul. Nu le Sau mai e cealaltă variantă în care îi spunem, -am, apropo de bunica mea, ți-am spus eu să nu te încrezi în nimeni pentru că oamenii sunt răi, pentru că oamenii nu sunt de încredere, să nu-ți deschizi sufletul și așa mai departe și iar se creează un soi de daună relațională, un soi de ra din punct de vedere psihologic și emoțional, pe când o variantă potrivită ar fi să-l iau pe copii și în brațe, să-i spun ok, povestește cum te simți, ce ai trăit în momentul în care fetițele respective, pe tine nu te-au ales, care au fost emoțiile, care au fost experiențele Bun, În momentul ăsta am spus că nu vrei să mai fii prietenă cu nimeni. În acest moment e valabil, da? Poate peste o săptămână lucrurile se vor schimba și eu te încurajez să țere deschizi. Sunt, redeschizi sunt inima. atât de multe chestii de vorbit pe tema asta. Și mie se mi pare se că, pără... că amândoi avem multe cuvinte. Astăzi. Da, și mi se părea așa o temă subțirică, să fiu sinceră mm -hmm. cu tine, am zis mm -hmm. light. să fie da, light, că vine unul în ea, dar fii atent că era o situație așa. și cred că foarte mult se confruntă cu ea. Maia a, a fost un copil foarte generos și bun și împăciuitor și, și ea avea prietene, colege de grădiniță, că alea sunt prietenele lor sau de școală, fete care își cunoșteau foarte bine nevoile uh -huh. și, și, le susțineau și mai a cedat foarte mult de la ea. Ba mai mult erau situații în care adulții celorlalți copii mă rugau să vorbesc cu Maia ca să îi le primească copii în anturaj sau în. și au fost momente în care eu am intervenit, rugându-o pe Maia să se împrietenească cu un copil sau altul, pentru că mă rugaseră pe mine părinții acelor copii și eu nu știam să zic nu. Acum, dacă se întâmplă o dată de două ori, probabil că nu e trauma vieții copilului. Dar uh, e ok să facem asta? E ok să facem asta, în special în acele situații în care în fiecare grup, în fiecare clasă există copii marginalizați și eu aici încurajez părinții să-și ghideze copila și în așa fel încât să fie prietenoși cu toată lumea. La atent, cu copilul de etnie stai, romă. Nu că cu... Vreau să-ți explic că Maia era foarte atentă la copiii cu nevoi uh -huh. și era suport și empatică, dar dincolo de ceea ce făcea ea, erau lucruri pe care le impuneam eu. Uh -huh. Adică am, am mutat, am o, o prietenă de-a mea și am mutat copilul în clasă cu Maia, un copil dificil care nu reușește să se integreze în altă aha, parte, aha. că Maia o să-l ajute pe acel copil să se integreze. Și eu cumva i-am dat mai această valiză. Da, în la cazul asta ăsta ai supra o pe Maia să facă ceva ce ar trebui să facă adulții, părinții, cadrele păi de didactice. Păi da, eu eram prietenă cu s să luat copilul. Da. Și acum cum fac? Refuz eu prietena mea sau Nu, nu copilul? Nu refuz pe prietena mea, îi refuz cererea care e diferența? <laughs> Pentru că uh, relația asta de prietenie probabil că implică mai multe aspecte, nu doar uh, să i salveze mai a băiețelul. Poți să înțeleg nevoia ta, tu ești prietena mea, poți să înțeleg nevoia ta, dar în acest moment simt că nu am cum să te ajut pentru că fetița mea e doar un copil și nu are cum să fie responsabilă pentru a integra în clasă copilul tău care nu s-a integrat în alte... Unde ai fost acum 15 ani, Gașpar? <laughs> Unde ai fost? La satul mare. <laughs> Eu eram deja în București. Nu, nu ne-am potrivit... Da, uite că am fost cât de Frumos ne-am întâlnit șapte ani mai târziu, opt ani mai târziu, nici nu știu de cât da. timp ne cunoaștem. Da, da, pe mai ar fi ajutat-o dacă noi ne întâlneam atunci. Da, da. Bun, deci nu facem asta. Nu, nu facem asta. Învățăm să refuzăm, chiar și dacă e vorba de prieteni. Învățăm copilașul să pună limite. momentul în care vedem că e mult prea permisiv și tolerează foarte multe, nu e în beneficiu copilului să, să facă asta. Cum fac să controlez anturajul lui în adolescență? Dacă mă împrietenesc cu prietenii copilului meu, cu prietenii adolescentului meu, să nu îi critic, să nu i judec, ci mai degrabă să-i atrag de partea mea, pentru că știm că în adolescență e mare tentația de a fi de partea... Bravo, mă, Gașpar, eu mi-ascundeam prietenii să nu-i vadă mama. <laughs> deci, serios, să nu vadă mama cum îi tunsă ăla, cum îi îmbrăca celălalt... Ca să nu fie criticați. Păr nu? Da, uh -huh. da, 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 da. În timp ce Maia n-a avut absolut nicio problemă să vină acasă cu oricine, de -o orice fel, pentru că inclusiv pe ea eu am lăsat-o dacă a vrut să-și văpsească părul în toate culorile pământului, să, le, să, să facă asta. Și asta iar e Faci important. observație bună. Da, da, felicitări pentru cum ai gestionat lucrurile și e important, apropo de adolescență, să ne alegem bătăliile. Poate nu contează atât de mult ce culoare are părul, dar contează să mănânce sănătos, să meargă la școală, Uite, să vezi, doarme. Uite, vezi, eu pe, Maia, pe, pe mama am ales o mint. Mm -hmm. habar n-a avut mama ce făceam eu cu prietenii mei și unde mergeam pentru că ei nu-i plăcea aspectul fizic al da. acelor oameni însă doamna retegan să știți că Mirela a fost prietenă doar cu Margaretele a fost da. o fetiță foarte atentă da. și acum se întâlnește doar cu Margaretele da și când m-am dus ui hulam rasă pe partea stângă și cu breton pe partea dreaptă a fost un accident nu mai era nimeni, eram singură toți prietenii mei aveau permanent în timp ce eu am ales să uh, îi cunosc pe prietenii <hide> mei. Asta să e o le importantă, da. Să le creez condiții să se manifeste, să. Să vedem cine evenimente sunt acești copii, de, da, da. E, la e atât care de important să-i să, să vedem drept aliați pe prietenii copiilor noștri, pentru că atunci când nu-mi răspunde adolescentul, atunci când nu pot să ajung la el, ce fac? E important să existe acești prieteni pe care pot să-i sun, cu care deja am o legătură, cărora le știu numerele de telefon. Sunt prea multe teme pe care n-am apucat să le uh, bifăm în, în povestea asta legată de prietenie și trebuie să reluăm această temă, pentru că am senzația că poate fi cheia, prin care foarte mulți părinți își pot cunoaște și accesa copiii fără să-i invadeze. Da, da doar îndrăznind să le cunoască prietenii și să facă lucrurile pe care ei le fac E normal. un indicator de inteligență parentală să l încurajezi pe copilul tău să aibă prieteni și tu să te apropii de prietenii copilului. Hai că am bifat și eu un indicator de inteligență parentală. Felicitări! Parental. Felicitări! <laughs> Deci, dragi părinți, dacă vreți să bifați indicatorul de inteligență parentală, mergeți cu copilul la concerte cu patru ore înainte de începerea concertului pe stadioane, stați acolo în, fața, în buza scenei, și după ce se termină concertul, mai stați cinci ore și la hotelul la care poate stătea trupa, care zicea ceva deosebit. M-am dus cu patru fete. Da? Da. Eu și cu încă trei mame. Foarte drăguț. A fost foarte, foarte uh, interesant. Cașpar, îți mulțumesc că ești prietenul meu. Mulțumesc și eu pentru prietenia noastră. Îmi pare rău că nu pot să vii la sala Palatului pentru iunie. Mm. Dar promitem. Așa că o să, între toate terapiile tale, da. o să ai un moment pentru Iuri. Da, da nu Știu da. că e promit, promit, promit. că promit. Îi iei o vată pe băți, că faci ceva cu Iurico mm -hmm, mm -hmm. pentru ziua aia mm -hmm, de 1 iunie. Ce frumos, mulțumesc, da. da. Și îmi postezi acolo frumos mm -hmm. și zici uite, Mirel, l-am ținut de promisiune. Iuri <laughs> este fericit astăzi de 1 iunie. Și îți da. promit că Miri, așa, de așa. Vai, da, Mirii, va fi o bucurie de 1 iunie. <laughs> Hai să-i rugăm pe prietenii noștri să ne scrie pe Facebook la antrenorul părinților ce e pentru ei prietenia. Și, dacă ești de acord, să Normal. dea tag prietenului apropiat. Ah, ce drăguț! Omului de omului în de care au încredere. Da, super! Hai să, hai să dăm tag. Cine sunt da, prietenii da, mei? Da. Și dați câte taguri vreți voi, prietenilor uh -huh. voștri. Foarte drăguț. Eu o să vă dau o carte astăzi aici, acum, și jocuri de jucat vara din partea prietenilor magazinului surli iar par se laudă din nou cu revista lui, pagina de da, psihologie da, 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 da noul număr din Sierul, pagina de psihologie și uh, cartea Parenting pentru Succes de Medelin Levine, care pune un accent mare pe relațiile de prietenie Intrați pe zorli și dacă mai găsiți vreun bilet rătăcit la sala palatului, haideți de 1 iunie să ne bucurăm împreună pentru că avem un spectacol despre puterea prieteniei. Și dacă pup... găsiți două bilete, trei bilete, cumpărați-le și prietenilor. Ah, ce frumos, m-am gândit la asta, pe cadou unui prieten. Da, da. De hm, ziua prietenii. Deci Gaspară închidem emisiunea cu această promisiune anul viitor 2024 de 1 iunie Guri nu o să mai meargă no, la serviciu. Nu, no, no, nu mai muncește <laughs> anul viitor. Mulțumesc frumos. Te pup. Mirela Retecan și Gaspar Gyorghi, antrenorul părinților la Europa FM.